Așadar, iată-ne în direct, dragi prieteni, alături de domnul doctor Cosmin Ursăchescu. Hai să vedem, cred că microfonul lui Cosmin e foarte tare. Bun găsit la Supersonic Radio, Cosmin, bine ai venit într-un mediu prietenos, într-o familie de prieteni și alături de foarte, foarte mulți ascultători care cred că au ce asculta astăzi și au ce afla astăzi de la noi împreună la Supersonic Radio. Bună, Edi! Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru invitație! O invitație interesantă pentru mine. Recunosc că n-am mai fost într-un studio de radio până acum. Deci suntem primii care... Clar primii. În studiouri de televiziune am tot fost. Studio de radio, sincer, n-am mai văzut decât la televizor. E foarte interesant aici la voi. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, noi ne bucurăm că ai reușit să onorezi invitația noastră și sper din tot sufletul că vom petrece o oră și, hai să zic, și jumătate plăcută și vom avea subiecte frumoase. În primul rând, reiau urarea de bine ai venit la Supersonic Radio și mă bucur foarte tare atunci când ne trece pragul un om de o calitate deosebită, un prieten drag și un om de la care până la urmă avem de învățat lucruri, avem de vorbit multe lucruri interesante și cu care oricând putem purta o conversație nu neapărat legată numai și numai de medicină. Da, apreciez cuvintele. Mereu avem de învățat. Avem de învățat în fiecare clipă a existenței noastre din tot ceea ce facem și din locul de la locul de muncă și din simpla noastră existență, de la oamenii cu care ne întâlnim în fiecare clipă. Avem continuu de învățat și în felul ăsta ne îmbunătățim experiența, ne îmbunătățim abilitățile, ne dezvoltăm ca persoane. Așa că chiar și această invitație într-o emisiune de radio este pentru mine un prilej de a învăța diverse lucruri și de a mă îmbunătăți clipă de clipă. Absolut. Hai să începem cu început, așa, cu o introducere în lumea ta, ca să fiu mai exact. De ce medicină? De ce ORL? Și de unde vine acest punct de plecare? Cum s-a întâmplat? De ce medicină? Pasiunea asta s-a născut în mine încet, încet, undeva pe vremea liceului. După ce am avut în mică copilărie o altă pasiune teribilă, cea legată de avioanele militare. Am avut chiar o... Un alt traseu comun. Am avut chiar o încercare care s-a oprit la un moment dat din motive medicale, aș putea spune. Am avut o încercare de a da concurs la un liceu militar. N-a fost să fie, nu-i nimic, viața merge mai departe. Apoi undeva în liceu, ca orice tânăr, mi-am pus întrebarea: eu ce vreau să fac? Nimeni în familia mea nu avusese nici măcar legătură cu medicina. N-aș putea să spun de unde și cum, dar s-a născut în mine încet, încet această dorință care ulterior s-a transformat în pasiune. Apoi după liceu lucrurile au fost, mă rog, prin multă muncă, relativ au curs corect și frumos, facultate de medicină, medicină. Cum e să fii într-o lume în care toți bat monedă foarte mare pe experiență și pe foarte mulți ani de lucru ca să capeți o experiență? Cum e să fii în această lume la o vârstă destul de tânără, să spun așa, să fii un medic destul de bine cotat ca experiență? Vârstă tânără n-aș mai numi eu, aș numi eu acum vârsta de pline maturități profesionale. Este evident, dar totuși parcă anii... Existența în lumea asta a noastră este una obișnuită, aș putea să spun. E o lume frumoasă în care te confrunți cu colegi cu un nivel de pregătire foarte înalt, te confrunți continuu cu situații care te solicită și care te dezvoltă, situații care îți țin foarte sus
abilitățile sau capacitățile tale de a face față stresului, de a face față efortului susținut. Este o meserie care te ține treaz mereu. Este o meserie care nu te lasă niciodată să lași garda jos. Din punctul ăsta de vedere, pentru mine e cea mai frumoasă meserie. Am înțeles. Te-aș întreba acum cum a venit ideea de orele sau de unde până la urmă specializarea de orele. Eu știu răspunsul, mărturisesc că mi-ai povestit zilele trecute acest lucru, însă hai să afle și ascultătorii noștri de ce orele, de unde și până unde a fost această alegere. Undeva în timpul facultății de medicină, fiecare încearcă și se gândește cam care din specialitățile nenumărate ale medicinei s-ar potrivi cel mai bine. Recunosc că în prima fază, în primele mele etape, dorința mare a fost să aleg chirurgia generală. Era o specialitate care mie mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut foarte tare pentru că am cunoscut oameni fantastici care pe mine m-au învățat foarte mult și mi-au ghidat un pic pașii. Dar lucrurile cu timpul s-au schimbat, pentru că viața noastră este mereu ghidată și schimbată de oameni și persoane și personalități care ne ies în cale. În calea mea a ieșit un om care pe mine m-a ajutat și m-a ghidat foarte bine și care a reușit încet încet să fie un exemplu pentru mine, domnul doctor Manole, și datorită faptului că mi-a arătat frumusețea din această specialitate, m-a făcut să aleg lucrul acesta. Nu regret nicio clipă, pentru mine este o specialitate fantastică, cu un potențial uriaș, cu posibilități nenumărate. Practic, niciun orelist nu reușește să atingă toate limitele acestei specialități, motiv pentru care mulți s-au supra-specializat în anumită zonă. Clar, ea este atât de complexă și atât de dificilă încât, cum să spun, îți construiește continuu perspective și oportunități fantastice. O specialitate în care te regăsești indiferent ce abilități ai. Dacă ești un medic care dorești să consulți, poți să consulți și să trăiești foarte bine din asta. Dacă ai abilități chirurgicale, poți să operezi de la lucruri foarte simple până la lucruri foarte complicate. Este o specialitate poate mai puțin cunoscută, dar cei care o cunosc știu să o aprecieze cu adevărat. De la simpla, nu știu, durere de ureche pe care au avut-o aproape toți, 70% din copiii până la 5 ani, să zicem că fac măcar o otită, lucru înfiorător pentru un părinte și nu mai spun pentru copil, cu această specialitate cred că nu e om care să nu se confrunte la un moment dat. Această specialitate este foarte importantă din punctul ăsta de vedere, pentru că se ocupă cu foarte multe probleme care nu ne afectează calitatea vieții. O respirație proastă pe nas, o durere de ureche și nu mai spun multe alte boli cumplite și teribile cu care ne putem confrunta și pentru care orelistul este deosebit de important în a rezolva aceste probleme. E o specialitate care în Occident este foarte apreciată. Nu contează atât de mult că și foarte bine plătită. E o specialitate foarte, foarte apreciată. E undeva în top 5 specialități chirurgicale. La noi, un pic modest așa este privită, poate reușim încet încet să-i dăm importanța cuvenită și să facem lumea medicală, că la ea mă refer, să o aprecieze ca atare. E o specialitate foarte frumoasă. Am înțeles. Ce vreau să întreb? Se spune că relația dintre un doctor și orice pacient care calcă pragul este o relație specială, într-adevăr, și este o relație de lucru foarte, foarte bună. Mulți doctori practică o abordare destul de directă, destul de, cum să zic, imperativ, așa, în mod general. Însă, despre tine, și asta o știu și în plan personal,
Se spune că ai o relație foarte politicoasă cu pacienții și o relație de lucru, o relație de comunicare extrem de frumoasă, de plăcută. Câtă răbdare trebuie să aibă un medic în general cu pacienții, astfel încât să treacă cu bine peste orele zilei în care trebuie să vadă tot soiul de pacienți, unii calmi, unii nervoși, unii iritați, unii foarte politicoși, și tot felul de pacienți. Până la urmă, exemplele sunt multiple și probabil că întâlnești cel puțin 60-70 de firi, 70 de oameni diferiți într-o zi, dacă nu poate și mai mult. Abordarea cu fiecare pacient în parte trebuie clar să fie personalizată. Pacienții sunt foarte diferiți, cu nivele de instruire foarte diferite, unii înțeleg ușor, alții nu înțeleg. Trebuie să te pliezi, să te adaptezi fiecăruia, trebuie să acorzi timpul necesar fiecăruia. Aici, din păcate, uneori putem, uneori nu putem. Dar important este că tu la finalul consultației, la finalul actului medical, trebuie să te asiguri că pacientul a înțeles. Trebuie să te asiguri că pacientul a înțeles corect ce are, că nu pleacă speriat exagerat. N-are de ce să fie speriat, trebuie să-l încurajezi pentru asta, trebuie să-l încurajezi să-și ducă tratamentul la bun sfârșit. Trebuie să-i dai încredere că o să reușească, mai ales când îi dai diagnostice foarte, foarte dificile pentru el. Trebuie să te mulezi pe fiecare pacient. Legat de asta, sau pentru îndeplinirea acestui lucru, aici depinde foarte tare cum ești tu ca persoană, dacă ești o persoană răbdătoare, dacă ești o persoană calmă. Te mulezi ușor pe pacienți, te adaptezi ușor lor. Depinde ce alte probleme ai, depinde ce alte activități ai. De-aia e bine când începi consultațiile să lași la ușă celelalte probleme. Unii medici pot, unii medici nu pot. Recunosc, în general pot. Am un mediu de familie foarte în regulă, nu ajung niciodată la servici încărcat cu alte probleme. Totul e ok. Când încep să lucrez, nu am alte griji, alte probleme. Relația medic-pacient este personalizată totdeauna, sau trebuie să fie personalizată. Cu pacientul trebuie să te porți politicos, pentru că nu se poate altfel. Nu văd de ce să te porți altfel. Ce ai de demonstrat? Nu ai nimic de demonstrat. Jobul tău este... Cu toate astea, sunt medici care... Da, parcă... n-aș vrea să intru în discuții despre alți medici. În general, mi-a plăcut să stau așa în banca mea și să nu intru în polemici. Mi se pare extrem de politicos și ceea ce spui. Și e mai bine așa. Nu are de ce să fie lucrurile altfel. Nu văd, nu găsesc o explicație de ce lucrurile ar fi altfel. Nu. În concepția mea, nu ai nimic de împărțit cu pacientul. Dimpotrivă, jobul tău este să fii la dispoziția lui. Asta e menirea noastră, de-aia ne-am ales meseria, trebuie să ne o facem ca atare. Adevărat, deci eu nu reușesc 100% să mă înțeleg cu toți pacienții. Cu siguranță sunt și pacienți care pleacă poate nelămuriți de la mine, poate nemulțumiți de la mine. Adevărat, nu suntem perfecți, nimeni nu e perfect. Absolut. Dar important e ca în fiecare clipă a noastră să ne străduim să fim cât mai buni cu putință și să facem lucrurile cât mai bine cu posibilitățile noastre, repet. Ți s-a întâmplat vreodată să ai un pacient din ăsta ultra nervos și care să fie, știu eu, violent sau să aibă un acces din ăsta? Violent nu. Violent nu. Violent nu. Nu. Și am lucrat la Spitalul Județean, unde m-am confruntat chiar cu toate tipurile de pacienți. Violent nu. Au fost prin alte părți, aud tot felul de povești reale, cu mine nu. Violenți verbal am mai întâlnit. Sunt oameni, repet, cu nivele de pregătire foarte diferite. Absolut. Pentru care violența verbală poate e ceva normal, am încasat-o și eu, a trebuit să trec peste, nu îi mai educăm de la o vârstă încolo. Ei se poartă cum se poartă, trebuie să-i luăm ca atare. Te ambiționează mai mult sau te descurajează mai mult un asemenea comportament? Nu poate să te ambiționeze, te descurajează. Te descurajează. Nu, nu-i normal să suporți.
Și dacă sunt probleme, problemele pot fi rezolvate amiabil. Dacă sunt nemulțumiri, ele pot fi discutate. Cu siguranță li se găsește o rezolvare, dar cu agresiune verbală, cu siguranță nu li se găsește o rezolvare, ci doar construim un circ din care nimeni nu are de câștigat. Adică asta cred că ar trebui să înțelegem în general pe lumea asta, cu răutatea și cu agresiunea verbală, nu o să ne rezolvăm vreodată problemele sub nicio formă, ni le îngreunăm. A, cu un dialog corect, explicând decent că sunt probleme, că poate nu ne-a mers tratamentul, că așa, cu siguranță vom găsi o cale să rezolvăm problema și să, nu știu, dacă nu e ok, să o corectăm. Am înțeles. Ieșim așa, un pic din zona asta. Așa văd lucrurile și așa ar trebui să fie. Mi se pare extrem de corect. Da, ieșim un pic din zona asta și înainte de a asculta o primă piesă în emisiune împreună, aș vrea să lămurim un mit. Aș vrea să aflu părerea medicului despre acest lucru. În toată perioada asta de pandemie au fost păreri pro și contra vis-a-vis de purtarea măștii chirurgicale. Acum întreb un orelist care știe foarte bine ce înseamnă aparatul respirator și cât de important este el. Au fost păreri pro și contra purtării măștii. Care este părerea ta vis-a-vis de purtarea măștii în această perioadă? Este mai bună purtarea măștii sau nu este mai bună? Acum vorbesc din punct de vedere al obturării aparatului respirator sau a protecției pe care o putem avea împotriva acestui virus. Masca chirurgicală a fost printre puținele și cele mai importante mijloace de protecție în lupta cu acest virus respirator. El a fost un virus cu transmitere prioritar respiratorie. Împotriva lui, un simplu filtru, că a fost mască chirurgicală, că a fost o mască mai avansată, că a fost ce a fost, cred că, principala armă cu care noi am luptat împotriva lui. Prin urmare, decizia de a se purta masca, cu câteva mențiuni aici, dar să zicem că ele sunt mici, a fost o decizie corectă. Mai ales în spații mici, mai ales în spații înguste, înghesuite, mai ales în locuri în care comunicarea era de la strânsă apropiere cu gen medic-pacient, copii în colectivități, simpla prezență într-un autobuz cu zeci de oameni acolo, dacă nu era masca, cu siguranță mulți s-ar fi contaminat cu acest virus. Prin urmare, existența măștii chirurgicale sau obligativitatea de a purta masca chirurgicală pe parcursul acestei pandemii a fost o decizie corectă. Câteva mențiuni legate de necesitatea purtării ei în spații deschise, în parc, la un moment dat era un pic ciudat. Aici n-am înțeles. Nu i-am înțeles utilitatea, recunosc. Dar în marea majoritate a situațiilor, recomandarea a fost corectă. A fost corectă. Și cred că a fost singura armă cu care noi am luptat împotriva, în această pandemie. Cred că a fost arma principală cu care de altfel, dacă ne aducem foarte bine aminte, și tu știi foarte bine acest lucru lucrând în domeniu, și înainte de această pandemie, în sectoarele medicale sau în laboratoare sau în clinici, personalul medical în general purta mască. Din considerente asemănătoare, consultam continuu, mai ales noi la orele, persoane cu infecții virale de căi respiratorii, purtam mască să ne protejăm, era practic imposibil altfel să te ferești de o gripă sezonieră. De multe ori nu reușeam să ne ferim. Și este principala armă prin care tu reușești să nu transmiți pacienților tăi problemele tale. Pentru că vă închipuiți ce ar însemna un medic bolnav care consultă 30 de pacienți într-o zi. Da. Deci, masca a fost un lucru bun. Sperăm încet, încet să scăpăm de ea pe măsură ce se șterge această pandemie. Bine că s-a ridicat interdicția de a se
purta în aer liber, mi s-a părut o decizie corectă. Corectă, da, 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 da. Până la urmă, într-adevăr, nu sunt toate zonele aglomerate, exact, sau... Da, să spunem ascultătorilor și privitorilor noștri că începând din această săptămână, chiar de sâmbătă, revin spectatorii în competițiile sportive pe stadioane. Prima apariție a spectatorilor este la finala Cupei României de sâmbătă, de la Ploiești, de pe stadionul Ilie Oană. Se vor înfrunta Astra Ploiești și Astra Giurgiu, fost Ploiești, și Universitatea Craiova. Să spunem spectatorilor, înainte de a asculta o piesă, că miercuri, săptămâna viitoare, va fi un meci și la Buzău, care este deja agreat pentru a fi cu spectatori. Miercuri seara la 18:30, Chindia joacă barajul pentru Conference League în compania viitorului Constanța lui Hagi, de altfel ultima echipă care a întâlnit-o pe Chindia la Buzău în campionat. Iată că revine sportul lângă spectatori, sau spectatorii lângă sport. Părea ciudat să vezi un meci de fotbal cu mashup-uri sau cu tot felul de banere sau cu tot felul de mesaje pe tribunele goale. Dacă tot am atins subiectul sport, Cosmin, spune-mi, cum ești cu sportul? Urmărești? Sport urmăresc în ultimul timp episodic. Recunosc. Probabil din lipsa timpului, dar... Sunt destul de ocupat. Da, da, da. În tinerețe urmăream fotbal destul de mult. Ulterior, scăzând din ce în ce mai tare, trebuie să recunoaștem calitatea, și fotbal în special, am fost iubitor de fotbal, scăzând din ce în ce mai mult performanțele echipelor românești, o perioadă am urmărit doar meciuri din Champions League, la care, spre rușinea mea, am renunțat și la ele încet, încet, din lipsa timpului. Se țineau seara târziu, adormeam pe la pauză, era un pic ciudat la un moment dat. Meciurile încep la 10. Da, da, da. Urmăresc în măsura în care am timp, în măsura în care mi-atrage atenția vreo echipă anume, nu urmăresc în mod sistematic ca un admirator înfocat. Ai o echipă preferată? Păi, echipa mea preferată în toată copilăria a fost Dinamo București. Aici o să aud niște aplauze din spate la colegul Paul Opriu. Dinamovist maxim, și dragostea mea față de această echipă a fost, sau s-a născut atunci când, sincer nu mai știu prin ce an, cămătarul, idolul meu s-a transferat de la Craiova la București. Dinamo. Da, da, da. La Dinamo. Da, da. În încercarea de a... Cred că prin 87. 87, da. Dacă nu mă înșel la memorie. Sunt crescut oarecum de bunici în Gorj, mama e olteancă, și acolo toată lumea respiră Universitatea Craiova. Acum întrebarea e care dintre ele, fii atent, că în Liga 1 acum sunt două, Universitatea Craiova. Da, poate lucrurile vor intra într-o normalitate. Cămătarul era, cum să spun, vârful de lance al Universității Craiova, și când s-a transferat la Dinamo, automat am devenit dinamovist, și dinamovist am rămas, și un pic dinamovist mai sunt și acum. Cred că este unul din primii trei atacanți ale istoriei fotbalului românesc. Da, 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 nu, da, l-aș pune chiar pe primul loc, pentru că, să zicem, Răducioiu a avut două campionate mondiale și unul european jucate și a și înscris în America. Am mai avut atacanți foarte buni. Răducioiu este unul din foarte mulți fotbaliști români care nu și-au atins, din punctul meu de vedere, niciodată potențialul lor fantastic. Da, da, da. Fotbaliști cu potențial uriaș care nu și-l-au atins niciodată. De ce? Și asta este ca un exemplu pentru toată lumea. Pentru că nu au avut, poate, puterea de muncă și disciplina necesară. Asta vreau să zic, mi-ai ridicat mingea la fileu cumva. Și asta e, cum să spun, o lege universal valabilă pentru toți. Poți să ai calități fantastice, poți să ai dotare de la mama natură uriașă, poți să ai o minte clipitoare. Dacă aceste calități native nu sunt dublate, urmate, în mod continuu, sistematic, de putere de muncă, voință, ambiție, perseverență,
nu atinge nimeni niciodată potențialul lui, natural, maxim. Răduciuiu e unul din aceste exemple și e unul din exemplele pe care le înțeleg toți. În rest, sunt nesfârșite exemplele astea. Uite, Hagi Gică Popescu. Ei au reușit. Oameni care au reușit, dar au reușit prin foarte multă disciplină. Dârzenie multă, dar... Foarte multă muncă, foarte multă perseverență. Deci au fost oameni care continuu au fost disciplinați și muncitori și ascultători față de indicațiile tactice, cum au primit ei acolo, și în felul ăsta au reușit să-și atingă performanțe fantastice. Crezi că dacă ar fi jucat astăzi Hagi Gică Popescu, ar fi prins vremurile astea, ar fi fost la fel de mari? Eu prins vremuri dificile și atunci. Da, dar parcă vremurile, fără tatuaje, fără de după, mașini de lux. Nu, ei au trăit în lumea bună și atunci, așa cum era ea atunci. Ei au prins perioada de după Revoluție, când a fost un haos total, adică absolut. Ei se puteau pierde foarte ușor. Și acum se pierd tineri, dar și atunci se puteau pierde. Nu-i problemă, închipuieți cât de ușor se puteau pierde când au plecat ei dintr-o țară comunistă la un mare concern, aș putea să-l spun, gen, nu știu, când ajungi la Real Madrid, păi îți pierzi mintea imediat. Hagi la Real Madrid și Gică Popescu a plecat prima oară la Eindhoven în Olanda. Da, corect. Să te duci în Olanda după ce ai trăit o copilărie în comunism, păi te pierzi imediat dacă ai porniri din astea. Ei n-au avut. Ei au fost cuminți și disciplinați, deci și muncitori, secretul, și foarte muncitori. Asta, da, e, asta secretul, e secretul a ceea ce se întâmplă acum. De foarte mulți ani sunt jucători care pleacă atât de mari promisiuni pe afară și în câteva luni devin rezerve de lux pe banca de rezervă, nu numai la fotbal, în general, la toate sporturile. Cred că singurul sport în care România a triumfat în ultima perioadă este tenisul de câmp. Și poate handbalul și gimnastica, dar până acum ceva timp, nu neapărat până în prezent. De ce oare pleacă din România speranțe extrem de mari și ajung în vest sau nu neapărat în vest? Pare să că fotbaliștii români reușesc numai în țările arabe. Nu știu de ce. Pare că acolo își găsesc fieful. Nu cunosc atât de bine. Poate sunt ceva carențe de educație. Poate școala din ziua de azi ar trebui să pună mai mult accent pe a învăța copiii să fie disciplinați, să iubească munca. Să fie pasionați. Am niște mesaje pe Facebook, te întrerup un pic. Rațiu Onoriu ne scrie, vă apreciez, Vali DMS, numele de Facebook, un om cu care ne salutăm destul de des, spune, vă salut domnule doctor Ursăchescu, un medic deosebit, îmi trimite și mie salutări, iar Gabi Manea spune așa, îmi face plăcere să-l ascult pe domnul doctor, am vorbit cu el când a făcut canalizarea și apa pentru clinică, nu prea îmi place partea cu Dinamo, spune dumneavoastră. Da, este evident că e un stelist în rate, domnul Gabi Mare. Fiecare cu pasiunile lui, trebuie să le respectăm. Absolut, și dânsul trebuie să-mi respecte pasiunea mea, eu respect clar pe dânsului, ține fiecare cu ce echipă vrea, până la urmă de aia fotbalul frumos, că absolut. Sunt echipe și suporteri și din încleștarea lor iese un meci frumos. Absolut. Este ora 17:50, dragi prieteni, vreau să-l provoc pe domnul doctor să văd dacă recunoaște o piesă, după care am să-i spun și povestea piesei imediat ce reintrăm în direct. Rămâneți alături de noi și pe Facebook și pe Supersonic Radio. Imediat ne auzim după ce ascultăm piesa. Și tăi se pierd tăcuți pe alei, iar în urmă lași iubire și speranța că ai să vii. Ca o pată de-ntuneric, o
Iată-ne din nou în direct alături de Cosmin Ursăchescu. Piesa a fost o surpriză și cu mândrie spun că este o piesă pe care am auzit-o prima oară, cred că prin 1986, aici la Buzău. Este o înregistrare din 2018, ceea ce am auzit, și aparține trupei Focuri Vii din Buzău, care au făcut un featuring cu un solist care îți vorbește în acest moment. Da, e o piesă la care țin foarte tare și băieții m-au rugat să cânt cu ei în studio această piesă. Când eram copil, aveam trei piese favorite ale trupelor din Buzău. Erau două piese ale trupei Demos, care se numeau Amintiri și Insula Fericirii, și piesa Pași pe Alei a trupei Focuri Vii, fostă Sprint, când eram pe tineret, au avut două denumiri cu schimbări de componență, oameni pe care îi admiram foarte tare din sală și îmi doream foarte mult să ajung să cânt cu ei și să cânt ca ei, iar timpul mi-a dat această bucurie să interpretez aceste trei piese cu trupele respective peste ani, ba mai mult decât atâta, piesa Amintiri a trupei Demos, cu care am cântat 20 de ani, a fost și pe album, singurul album al unei trupe rock din Buzău, albumul Morocănosu al trupei Demos, și a fost și piesă premiată la festivalul de la Mamaia în 2008, la secțiunea Creație. Bun, gata, trecem de mine. Da, o piesă frumoasă. N-aș fi putut să o recunosc. Nu întâmplător am pus... Nu sunt atât de bun cunoscător al muzicii rock românești. În ceea ce privește muzica, ascult cu drag aproape orice fel de muzică. Am avut așa niște înclinații undeva prin liceu, facultate, spre muzica rock. O apreciez poate mai mult decât alte genuri, dar melodia asta n-aș fi avut de unde să o recunosc. Da, multă lume nu o recunoaște pentru că e cumva o piesă din zona buzoiană a anilor de până în Revoluție. Se cânta la toate spectacolele, toată lumea o știa, dar era cumva o mică vedetă locală piesa asta, dar în lumea rock buzoiană. Versuri frumoase, interesante, trupa a cântat bine. Da, a fost o înregistrare făcută cu foarte mult suflet la Gelu Ionescu la București. Dacă tu ai interpretat-o, da. O voce frumoasă, o voce puternică, o voce curată. Mulțumesc. Asta o spun ca orelist și fără să laud. Un orelist care, gratuit. Care a reușit să-mi rezolve și mie o problemă acum care, ceva timp. Care, un orelist care știe să aprecieze o voce limpede, știe să recunoască o voce voalată, nu mai spun de o voce răgușită. Un orelist care știe, un mod de interpretare, știe a vocii. Să aprecieze, cum să spun, un cântăreț care cântă curat sau care cântă forțat, un cântăreț care are tehnică corectă sau care cântă nativ, ca să nu zic altceva. Până la un punct, suntem destul de buni cunoscători a tehnicii vocale și a calității vocale. Apoi intervin colegii noștri foniatri care sunt profesioniști voci cântate. Da, ei deja rezolvă cazurile clare. Și da. Care corectează tulburările acestui segment de voce. Da, o voce bună aveai atunci. Acum 3 ani. Între timp, în pandemie, s-a mai relaxat vocea asta mult tare, un an și ceva, dar am reluat repetițiile cu echipa Hangarul 6, cu trupa mea, și sperăm cât de curând să avem și rezultate noi pe... Hangarul 6... Hangar 6. De la vreun avion celebru de care la... staționează acolo? Nu. Denumirea vine chiar de la Hangarul 6, de la baza aeriană de la Boboc, locul meu de muncă foarte mulți ani. Locul unde își desfășoară activitatea elicopterele Iare 316B, dragostea mea supremă din cariera mea de aviator. Același traseu comun pe care îl avem. Primul model de elicopter militar fabricat în România sub licență franceză. Da. La Gimbav. Aluet. Da. Aluet împlinește 50 de ani în noiembrie de la punerea în exploatare în România. Aluet, care pe vremea aia, din ce știu eu așa și cred că știu destul de multe, era un fel de vârf al tehnologiei și
o performanță pentru noi ca țară în anii aceia să fabricăm așa ceva. Da. Și clar a fost un fel de, cum să spun, pionierat în anii aceia să fabrici de comunism crunt, să fabrici avioane militare sub licență franceză. A fost un gest de curaj, un pionierat. Da, da, da. În același mod se făceau și mașini românești cu licență franțuzească, Dacia, Renault. Dar se pare că în anii a existat această colaborare cu vestul. Totuși, în anii 70, cred că comunismul avea o formă mai permisivă cumva acestor colaborări. Nu am prins anii aia, m-am născut. Da, gândește-te că se făceau Daciile. Daciile erau licență Renault. Dacă tot am ajuns pe calea asta cu muzica și am vorbit un pic de muzica rock, spune-mi ceva nume de trupe care îți plac sau dacă ai ceva favoriți. Ce să spun, în liceu ascultam foarte mult Metallica. Paradoxal față de cum arăt acum, atunci purtam părul un pic mai lung când ne permitea școala. Da, 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 da. Purtam cămașă groasă de lână în carouri și bocanci până vara târziu. Cum erau... Deși eram cu minți și învățam bine și destul de ascultători, am avut reacția asta de așa de a ieși un pic în evidență în vremurile de după Revoluție, când lumea era încă destul de rezistentă la schimbare și nu știau să aprecieze lucrurile astea. Reacționam și noi cum puteam și cât ni se permitea la fluxul ăsta de nou care intra în România. Ascultam atunci multă Metallica, a rămas trupa mea de suflet într-un fel. În ultimul timp n-am mai avut timp să ascult atâta de mult. U2, care îmi place și acum la maxim. Bono, la vârsta lui, are o voce fantastică. Da, a fost ziua lui de curând. Cred că săptămâna trecută sau maxim acum două săptămâni, are 61 de ani. O voce fantastică la vârsta lui, este... cum să spun, un monument al calității vocale. Are multă muzică rock, am ascultat. N-aș putea să spun care îmi place cel mai mult, aș defavoriza pe alții, n-ar fi cinstit din partea mea. Intru un pic în pielea realizatorului de Star Agenda, emisiunea mea de cultură muzicală, și îți povestesc, citind acasă cartea de Joshua Tree, povestea trupe U2, vreau să spun că singurul lucru care i-a ținut într-un foarte mare echilibru pe cei de la U2 a fost biserica. Nu știu dacă știi lucrurile astea, ei au fost extrem de credincioși și toate lucrurile muzicale pe care le-au realizat au declarat că totul vine de la Dumnezeu și ei sunt legați absolut toate lucrurile de la ei, deși ei par destul de rebeli, cel puțin chitaristul The Edge, pare din altă lume. Ei au construit totul sub imperiul credinței în Dumnezeu și respectul lui extraordinar pentru biserică și pentru lumea clerică. Pentru... Dacă biserica i-a ținut la nivelul ăsta de cumințenie și de modestie, este un lucru fantastic. Da, 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 să e o realitate. Să ne că ei sunt super vedete mondiale de cel puțin 20-30 de ani. Chiar, mai bine, 30 de ani. Cât de rebeli ar fi putut să fie și cât de ușor s-ar fi putut pierde, inclusiv cât de ușor s-ar fi putut distruge relația lor din trupă, pentru că câte trupe rezistă atât de mult timp? Foarte, foarte puține. Sunt la nivel de... le numeri pe degete. Da, da, da. Când Bono a fost invitat alături de Luciano Pavarotti să cânte la celebrele recitalul Pavarotti and Friends, a declarat că în momentul în care a fost sunat de Luciano Pavarotti, a declarat că în momentul ăla Dumnezeu și-a făcut timp doar pentru el. Probabil că a fost o mare onoare. Lucru explicat atât de frumos. Să ajungi să cânți alături de Luciano Pavarotti înseamnă că e un gest de recunoaștere deplină a calităților tale de muzician. Da, da, da. Păi numai vârfurile au fost. Posibil că în felul ăsta a fost recunoașterea pe deplin meritată a valorii lui profesionale. Să ajungi să cânți acolo, ok, ești în lumea
celor câțiva acolo deasupra norilor, ești în Liga Campionilor, nu? Ești deja în semifinale, poate chiar... Ce alte pasiuni mai are Cosmin Ursachescu? În afară de muzică, în afară de ceva sport acolo, cât îi permite timpul, ce alte pasiuni mai are omul Cosmin Ursachescu? În general, destul de puține pasiuni. Am pasiuni. Nu pot să spun că nu am. Am puține pasiuni de care mă pot ocupa. O altă pasiune a mea, pentru că vin dintr-o familie care neam de neamul nostru sau neam din totdeauna au fost agricultori, vin dintr-o familie de agricultori din județul Ialomița, pasiunea mea sunt plantele și florile. Am un pic de curte acasă, pe care o îngrijesc singur, nimeni nu se atinge de ele. Încerc să transmit această plăcere fiului meu. Mai nou i-am predat ștafeta în tunderea gazonului. E ceva simbolic, dar prin care vreau să-i transmit dragostea asta de, față de plante, față de ce e viu, față de ce crește din pământ, față de natură. Să-l învăț că și un pic de muncă te ajută, nu strică niciodată. Să-l învăț să fie un pic responsabil față de ceea ce face, sper să reușesc. Primește vreo recompensă cumva ca să știe că munca lui este luată în seamă pentru treburi de genul ăsta sau doar naște pasiunea această, nu să zicem, că, responsabilizare? Da, este așa un mod de a vedea lucrurile, cum că să ții copilul aproape pentru tot ceea ce faci trebuie să-l recompensezi. Nu știu dacă este chiar ok. Întrebarea a fost pusă cu scop. În general nu primește recompense pentru ceea ce face. Vreau să-i transmit ideea că facem lucruri necondiționat, pentru că e bine să le facem, pentru că e corect și trebuie făcute pentru bunul mers al familiei noastre. Nu facem nimic condiționat, le facem pentru că toți avem niște sarcini acolo în familie și trebuie să ni le îndeplinim fără să emitem pretenții. Da, da, da. Întrebarea a fost pusă intenționat, pentru că sunt foarte mulți părinți care susțin totuși că copiii ar trebui responsabilizați de mici. Corect. Și că uneori recompensa, ori financiară, ori știu eu, cadouri sau alte chestii făcute, înseamnă cumva conștientizarea faptului că așa se câștigă banul și că, vezi, Doamne, începând de mic trebuie să știe că orice muncă are și o răsplată. Acum părerile sunt împărțite. Răsplata poate fi primită, dar sub formă de laude. Absolut. E bine cum ai făcut, foarte bine, bravo, ține tot așa, uite, suntem mândri de tine. Ai făcut chestia asta mai nou, fără să-ți mai spunem. Înseamnă foarte multă încredere. Ceea ce înseamnă că deja copilul a evoluat și începe să vadă lucruri și să facă lucruri. Răsplată financiară, nu știu dacă e ok și dacă e corect să primească pentru fiecare lucru pe care îl face, pentru că la un moment dat trebuie să învățăm în viață că nu banul-i totul. Absolut. Sunt mult mai importante prieteniile. E mult mai importantă, cum să spun, mulțumirea față de rezultatul obținut. E mult mai important ceea ce realizezi decât cât câștigi. E mult mai important faptul că te apreciază colegii în comparație cu, nu știu, a fi lider în câștiguri. Asta cu banii trebuie un pic, cred că e la noi mai mult apreciată, pentru că comunismul ăsta ne-a ținut pe toți așa mai chinuiți și mai fără lucrurile de care aveam nevoie și apoi am venit în democrația asta în care dintr-o dată am crezut că dacă avem bani suntem tot aia. Mâncăm tot lucrurile alea. În general tot cu niște mașini obișnuite umblăm și dacă plecăm în vacanță, ok, tot la un hotel obișnuit te duci, unde te poți duce și dacă ai de 5 ori mai mulți bani, tot la fel trăiești. Revenind la ce spuneam mai devreme de Hagi Giga Popescu, ce spuneai mai devreme mi-aduce aminte de o replică pe care am văzut-o pe internet spusă de Giga Popescu, care spune așa: Dom'le, nu e necesar să ai o super mașină. Zice, trebuie să ai o mașină care să-ți creeze siguranță în trafic. Dar, zice, în general, oamenii în ultima perioadă fac o foarte mare greșeală. Apreciază foarte mult mașina.
și nu apreciază de fapt persoana care se află în mașină. Zice, de obicei oamenii ar trebui să aibă o reacție foarte frumoasă văzând ce persoană coboară din mașină. A, ce, uite-l pe tipul ăla, ce bine e, sau îl cunosc, sau ce om, nu știu cum, sau atribuindu-i cumva o calitate. Oamenii de fapt acum apreciază mașina și mai puțin omul, sau nu știu, poate că... Ține de educație. Sigur că da. Ține de educație. Când întâlnești un om care apreciază mai mult bunurile tale decât pe tine, e bine deja să fii un pic circumspect în ceea ce îl privește. Cred că un prieten e mult mai valoros decât mașina pe care o conduce. Evident, că, într-o lume obișnuită, da. Cred că să ai un frate apropiat e mult mai valoros decât să-ți rămână ție toată moștenirea părinților. Cred că dacă conduci o mașină obișnuită, ești același om. Și dacă ai conduce o super mașină, tot ăla ești. Clar, nu valorezi mai mult, nu te duce capul mai mult, nu faci mai mult. Eu conduc o mașină de 10 ani, vechime. Mașina mea este o mașină... E una de 20. Bună, sigură, care merge bine, dar care sub nicio formă nu e wow. Deși poate dacă aveam o mare pasiune în domeniul ăsta, aș fi cumpărat-o mai în rată, mai în leasing. Găseam o soluție. N-am dat niciodată importanța cuvenită mașinilor, bunurilor. Cred că e mai bine așa. Dar învăța și copiii noștri lucrul ăsta, cum că alte lucruri sunt valoroase cu adevărat în viață în comparație cu banii, cred că deja îmi dau un semn de evoluție în educația copiilor. Cât reușim fiecare să transmitem. Nu știu, sper să reușim. Și eu sper, e extrem de corect ceea ce spui și până la urmă o conduită corectă în viață. Cosmin, am lăsat pentru ultima parte a emisiunii discuția despre cariera ta profesională actuală, despre ce faci în acest moment. Uite, domnul Gabi Manea ne spune, te rog, discută și comentariile. Probabil că nu s-a uitat permanent la emisiune sau probabil a pierdut pentru un moment transmisia, pentru că am comentat ceea ce a spus dumnealui. Era vorba de acel domn care a zis că a fost cu canalizarea și apa de la clinică și că nu-i place partea cu Dinamo. Dar acum am lămurit-o, cred că ne vede și a înțeles. Domnul Sorin Petre ne salută. Sunt ceva privitori. Un om deosebit, respect, ne spune domnul Sorin Petre. Cosmin, hai să vorbim de ce se întâmplă în prezent. Ce să spun? Cariera mea nu e cu nimic mai altfel decât ar trebui să fie o carieră obișnuită. Am pornit de jos în meseria asta a mea. Am terminat pregătirea în domeniu, adică rezidențiat se numește la noi, la Institutul ORL București, zic eu, o instituție fanion în ORL-ul ăsta românesc. Oameni fantastici am întâlnit acolo, am avut parte de o pregătire pe măsură, le sunt recunoscător. Unii din ei mi-au rămas, cum să spun, mentori profesionali, dar și comportamental, aș putea să spun, am învățat foarte mult. Acolo era un colectiv de oameni fantastici și acum sunt. Am învățat mult acolo. Soarta m-a adus la Buzău, nu-mi pare deloc rău. Aici m-am angajat la Spitalul Județean Buzău, unde am lucrat cu mare drag. Cel puțin în primii ani de carieră, pentru mine a fost o oportunitate fantastică spitalul ăsta, unde m-am maturizat, aș putea să spun, foarte mult, unde m-am confruntat cu situații pe care într-o clinică universitară nu le-aș fi întâlnit. O maturizare și profesională, și emoțională, și umană. Emoțională și umană. Am parcurs încet, încet toate etapele profesionale, n-ai cum altfel. Am încercat continuu să-mi îmbunătățesc abilitățile tehnice, tehnico-chirurgicale, de comunicare, de comportament. La un moment dat am simțit așa că intru într-o perioadă de platou. Nu eram chiar pregătit
de acum să intru în perioada asta. Așteptam ca ea să vină undeva mai târziu, nu știu, undeva nu mai urcam, nu mai progresam. Intervenise o mică plafonare. Intervenise ceva. În străinătate se zice că odată la 50 ani să schimbi job. Pentru a rămâne treaz, pentru a rămâne fresh, pentru a simți un imbold de dezvoltare. Simțeam lucrul ăsta de câțiva ani, să plec în alt oraș. N-aș fi putut din considerente de familie. Să plec în străinătate, dacă nu pleci la început, apoi e mai greu. Vin copii, vin alte lucruri care te fac așa să iei decizii foarte greu din astea radicale. Și la, cu susținerea familiei, recunosc, am conceput încet, încet un proiect de privat. Urmărind eu și niște exemple a unor colegi de prin alte orașe, exemple de succes, vorbind cu ei, sfătuindu-mă, încurajându-mă cu ei, am încercat să construiesc încet, încet un proiect din ăsta, aș putea să spun pilot, pentru Buzău. Prin muncă continuă, lucrurile încet, încet au evoluat. De la idee la faptă, dacă te ții de treabă, reușești. Adevărat, alături de profesioniști în domeniu, că nu poți face singur foarte multe lucruri. Adevărat că accesând fonduri europene, pentru că altfel nimeni n-ar fi reușit să strângă atâția bani. Adevărat că prin foarte multă muncă, seriozitate, implicare maximă. Am reușit să duc la bun sfârșit un proiect foarte, foarte complicat pentru mine ca persoană, dar foarte ambițios, care m-a ținut foarte treaz, care m-a ridicat la nivelul cunoștințelor, care cred că a fost, nu știu, refresh-ul necesar. Și am construit această clinică de care suntem foarte mândri, că am reușit să o ducem la bun sfârșit. O clinică de suflet pentru noi. Care se numește? Care se numește Angisan. Angisan. Este o clinică în care se duc toate energiile noastre și toată priceperea noastră, la care ținem foarte mult și ne implicăm foarte tare. Mai nou, noua clinică cu profil chirurgical este gata. Am construit-o cu foarte mult suflet prin accesarea fondurilor europene. A ieșit minunat, cum ne așteptam, alături de o echipă fantastică la care au lucrat. Să le spunem ascultătorilor și privitorilor noștri, profilul clinicii nu este neapărat orele, este... Profilul clinicii nu este neapărat orele, este un, cum să spun, un model pilot preluat de noi din străinătate. Este o clinică mică, multifuncțională, cu profil chirurgical. La noi o să tratăm încet, încet probleme chirurgicale cu care oamenii se confruntă în fiecare zi, probleme ușoare, medii, nu știu dacă dificile, nu știu dacă o să avem infrastructura necesară să abordăm lucruri dificile, o să abordăm boli cu care oamenii se confruntă în fiecare zi și pe care de multe ori ne e dificil să le rezolvăm așa cum ne-am dorit. Cumva lucrurile mai ușoare din punct de vedere medical, ca să le zic așa, mai uzuale, mai... Uzuale, poate, mai uzuale, da. Ușoare, nu știu că nimic nu e ușor. Mă refeream ca și gravitatea bolilor. Uzuale obișnuite. Uzuale obișnuite, da, da. Vedem în ani de zile, dacă ne dezvoltăm continuu, poate să, prin ambiție, să abordăm și lucruri dificile. Deocamdată să ne rezumăm la lucrurile pentru care suntem construiți și pentru care ne-am dotat foarte bine și pentru care ne-am pregătit foarte bine. Suntem în etapa de a construi o echipă, lucru deloc ușor. Resursa umană e valoarea cea mai mare a unei instituții. Suntem conștienți că poate să fie clinica de 100 de stele, dacă nu ai echipa
corectă, degeaba ai tot în jurul tău, ca în Occident. Suntem în plină etapă și depunem niște eforturi fantastice să construim o echipă în jurul nostru. Dacă trecem cu bine și acest pas, atunci, într-adevăr, am atins... Ne-am văzut, cum s-ar spune, visul cu ochii. Și cred că o să reușim și lucrul ăsta. Am speranțe că reușim. Nu e deloc ușor, dar eu cred că o să facem și o echipă pe măsura clinicii. O să te provoc să mai ascultăm o piesă, pentru că îți povesteam mai devreme de acele trei piese care mi-au marcat copilăria în rockul buzoian, și pentru că vorbim despre rock în general și ne place rockul, te invit să asculti și piesa numită Amintiri, a trupei Demos, în varianta pe care o găsim pe albumul Demos Morocănosul din anul 2002. Nici pe noi, iubito, dar nu ați și ați plecat. Într-un tren ce se pierde încet în depărtare,
în 2001 când am tras această piesă alături de trupa Demos. Amintiri frumoase, chiar așa se și numește piesa, Amintiri, este o piesă dragă buzoienilor. Astăzi am avut doi invitați, de fapt, ai fost și tu invitat, am fost și eu invitat, că mi-am povestit cariera, dar am făcut-o dintr-un motiv extrem de important. Dacă am fi pus piese normale, preluarea de pe Facebook are niște reguli de difuzare a muzicii și, cumva fiind în spațiu public, puteau să taie sunetul pe înregistrarea piesei ulterioară și oamenii n-ar fi putut asculta partea aceea de... Și am preferat să pun niște piese care știu sigur că n-o să le oprească nimeni, pentru că sunt drepturile la noi, la noi cei care le-am cântat. Bun, hai să mai citesc ceva din mesaje, pentru că sunt interesante. Ne privesc destul de mulți oameni și ne și ascultă. Rodinec, Rodinec, îți spun cu titlurile de pe Facebook, spune aprecieri pentru emisiune și invitat. Alex Dobre ne salută și ne spune să se pregătească domn doctor pentru o vizită din partea mea. Probleme mari, atenție că vine în vizită. Ne străduim, da. Da, da. Recunosc, da. Doamna Petre Angela, pe care o și salut cu foarte mare drag și mulțumesc că ne privește, ne spune vă salut, aprecierile mele pentru emisiuni și invitați, respect. Și domnul Gabi Manea ne mulțumește pentru faptul că am completat acel comentariu mai devreme și ne spune super sonic. Da, ne apropiem de finalul discuției de astăzi. Ca întotdeauna de câte ori am invitat în studio, timpul trece atât de repede încât nici nu-mi dau seama. Parcă am început de 10 minute, în realitate suntem de o oră și vreo 10 minute în direct. Bun, hai să presupunem că eu sunt un om obișnuit, da, și astăzi am o problemă medicală. Ok. Cum procedez să ajung la clinică, la Angisan? Care este procedura? Se obține un bilet de trimitere de la medicul de familie. Se vine direct, pur și simplu. Se lucrează cu o casă de asigurări. Se plătește consultația. Dăm niște detalii legate de cum poate omul să vină la clinica Angisan. Funcționăm într-un mod un pic neunitar. În general, e bine să se sune și să se întrebe. Pacienții sună, telefoanele clinice pe toate mediile astea de internet, se găsesc, da, se găsesc ușor. Și ar fi bine să sune și să ne întrebe că în funcție de ce probleme au, există un mod anume de a beneficia de o consultație. Sunt servicii care se decontează de către casa de asigurări, sunt servicii care nu sunt decontate de casa de asigurări. Asta ține de politica noastră, ne-am construit propria politică. Sunt servicii care acoperă cheltuiala legată de unele tipuri de boli, servicii care nu sunt acoperite corect de casa de asigurări. Și atunci, pentru a fi și noi economici și a fi și noi ok din punct de vedere economic, le dăm contracost. Clar că, indiferent sub ce formă sunt acordate aceste servicii medicale, la capitolul calitate nu o să facem rabat. Așa că mi-e greu să spun o rețetă unică de acces la noi. La noi oricine are acces printr-o programare. Programările se fac telefonic? Se fac online? Programările se fac telefonic. În curând se vor face și online. În curând, am înțeles. Am achiziționat un soft foarte modern care permite lucrul ăsta. O să activăm această opțiune în curând. Trebuie să mai facem noi mici pregătiri. În general, programările se fac telefonic. Și prin mail... Printr-o toate mijloacele electronice se poate obține o programare. Asta e ușor de făcut. Mai departe, comportăm niște detalii în funcție de ce serviciu este solicitat. Și e bine să se întrebe dinainte ca lucrurile să fie foarte clare de la început. Da. Da. Povesteam, dragii mei, cu Cosmin luni când ne-am întâlnit pentru a regiza un pic întâlnirea de astăzi. Povesteam despre ce înseamnă
acest curaj de a pleca de jos și de a crede într-un proiect, sunt povești asemănătoare și cu povestea Supersonic Radio. Am găsit multe trasee comune în dorința de a reuși la Clinica Angisan, atât cu ei, cât și cu Supersonic Radio. Am plecat o echipă mare, inimoasă și frumoasă. Și te-aș întreba, Cosmin, acum cam câți oameni are echipa Angisan în acest moment și de câți mai ai nevoie? Suntem 15 acum. Echipa mare și frumoasă până acum. Sau, mă rog, mică, probabil. Încă e mică, da, da. Suntem în plin proces de dezvoltare. Estimăm că atunci când vom atinge toate etapele noastre de dezvoltare, să fim între 50 și 60. Vom crește etapizat. 50-60 însemnând toată echipa completă? Echipa completă. Asta însemnând, da, nu numai personal medical, ci și auxiliar, administrativ și... Da, suntem o firmă mică, personalul administrativ e puțin. În general, personal medical, medici, asistente, infirmiere, personal de curățenie, toată lumea are rolul lui foarte important acolo. Recepționeri, oameni care sunt foarte importanți, intră în contact primii cu pacienții noștri. Toate segmentele sunt importante, toate au rolul lor și toate beneficiază de atenție maximă. Proiectul ăsta o să crească etapizat. E bine să crească încet, ca orice lucru bun. Peste noapte așa am umflat cu pompa, mi-e teamă că devine superficial și ineficient și incorrect. E un proces de durată. O să crească încet. Noi suntem convinși că va fi un proiect de foarte mare succes. Uite, ne salută Elena Carmen Grau, un specialist și un om cu o carismă rar întâlnită, și ne salută și mama mea, care este un fan activ al acestei pagini și este nelipsită la toate comentariile. A fost ziua ei de naștere săptămâna trecută, duminică. Ne spune felicitări și succes. Mulțumesc, mama. Ea e, am zis, fanul numărul 1 Supersonic Radio, este cea care știe toate emisiunile, știe toate replicile de la emisiuni, îmi spune tot timpul, am ascultat, mi-a plăcut piesa aia și așa mai departe. Da, e un spirit tânăr și îi place foarte mult muzica, cred că de acolo am moștenit. Da, și eu sunt foarte curios dacă mama a reușit să intre și să ne asculte emisiunea de acolo din județul Ialomița, de unde stai. Păi, teoretic, cu o legătură bună de internet, nu e problema asta. Nu știu dacă a reușit să... Emisiunea va fi să folosească și tehnicile astea moderne de comunicare suficient de bine cât să ne și audă. Va fi podcastizată emisiunea, se va regăsi la secțiunea podcasturi, la site-ul nostru www.supersonicradio.ro, unde va fi urmărită și pe YouTube înregistrarea de astăzi. De asta am particularizat puțin playlist-ul, ca să fie neîntrerupt sunetul de la un cap la celălalt. Există regulile acestea de difuzare în spațiu public, iar YouTube-ul și Facebook-ul încă au niște reguli extrem de clare, deși instituțiile media ar trebui să beneficieze cumva de această, să zicem, clemență în privința asta. Cosmin, în finalul emisiunii te-aș întreba care au fost, asta e o întrebare mai personală, care au fost cele mai importante două momente din cariera ta. Unul, să zicem, extraordinar, care ți-a plăcut foarte mult, și unul care te-a dezamăgit cel mai tare. Dacă îți aduci aminte pe moment acum. Lucruri fantastice pentru mine în carieră, așa demne de lucruri minunate, au fost foarte multe. Mergem înainte. Lucruri minunate au fost multe, dar fantastice cu adevărat a fost atunci când am reușit să
fac prima laringectomie totală din istoria ORL-ului buzoian în Spitalul Județean Buzău, tânăr specialist, ajutat doar de domnul dr. Manole, să aduc practic de la Institutul ORL Panduri și să pun în practică la Buzău o operație fantastică, o operație foarte lungă, a durat 6 ore, wow. O operație marcată de posibile incidente și accidente teribile, o operație salvatoare de viață. Și am făcut-o cu posibilitățile locului, cu oamenii locului, fantastici la vremea aia. Adevărat, am avut suportul colegilor din județ, din spital, am avut suportul colegilor de la terapie intensivă și anestezie, care au colaborat foarte frumos atunci și împreună am reușit să facem această, cum să spun, muncă de pionierat pentru orașul ăsta. Și toate au fost în regulă și pacientul a mers bine, pentru că totdeauna la început lucrurile merg bine. Problemele apar apoi. Un alt moment de glorie, a fost când colegul și acum prietenul meu, doctorul Varga, de la chirurgie plastică, într-o zi obișnuită, a venit de mână cu o fetiță și mama fetii, fetița avea 17 ani atunci, din județul Ploiești. Județul Prahova, orașul Ploiești. Da. Din județul Prahova. Copilă care se născuse cu un nas malformat. Wow. În rest, o fată deșteaptă, o fată cu un nas malformat. Fusese... N-are rost să mai spun pe unde nu fusese. Nicăieri nu a găsit deschiderea necesară. Nu știu dacă știința necesară. Deschidere. Să zicem deschidere. Probabil că le-a fost teamă. Și... nu știu cum a ajuns la colegul meu. În încercarea disperată a acestor părinți de a rezolva problema fetii. Și colegul meu a venit cu fata la mine știind că doar o colaborare între un plastician și un orelist poate să rezolve problema asta. O echipă care nu e deloc ușor să o construiești în România, pentru că spitalele unde sunt cei mai buni specialiști în domeniu sunt separate. Foarte greu să aduci într-o sală de operație un orelist și un plastician. E foarte greu în țara asta. Uite că noi la Buzău ne-am găsit. Și după ce ne-am... după ce am analizat noi așa cazul, vreo lună aproape, după ce am citit, recunosc, după ce am scos cărțile, după ce am făcut câteva ședințe de analiză, ne-am încumetat și am refăcut fetinasul și am reușit. Și acum e teamă cu gândul sau la gândul că dacă nu reușeam, ce s-ar fi întâmplat? Dar uite că e bine ori în viață să ai câte un curaj nebunesc, nu chiar în fiecare zi, să fim cinstiți. Că da, nu poți să duci. Ține pulsul prea sus. Că nu poți. Dar uneori așa un boom din ăsta de adrenalină prinde bine. Că a ieșit treaba bună. Și operația a ieșit ok. Și fetița acum a înflorit. Și acum e câta domnișoara, studentă, foarte dezinvoltă acum. Lucrurile sunt minunate și am simțit cu adevărat că eforturile noastre au meritat și am făcut noi la Buzău. Ai mai văzut-o ulterior? Da, sigur, ne vedem pe Instagram mai nou. Aha, înțeles. Ce să spun? Da, nu, copilul e acum foarte bine. Da. Și am reușit noi așa la Buzău ăsta al nostru, într-un spital pe care... un spital care poate nu e apreciat atâta cât ar trebui, sau, mă rog, să lăsăm la o parte discuția asta, că naște multe polemici. Da, am reușit într-un spital cu niște... cum să spun? Cu ce am avut noi acolo, aș putea să spun, modești, în brazdă, cum ne simțeam în activitatea noastră de zi cu zi, să facem lucruri la care alții nu s-au încumetat. Și
nu știu dacă am fost neapărat cei mai deștepți, nu știu dacă am fost neapărat cei mai experimentați. Cu siguranță nu. Nu știu dacă am fost cei mai dotați. Cu siguranță nu. Cred că am fost cei mai curajoși. Și asta am simțit eu atunci că e momentul meu de, cum să spun, de glorie. Ne-a dat aripi. Și am simțit cu adevărat că asta e menire. În rest, momente de dezamăgire toți avem probabil în carieră. N-aș putea să exemplific. Bine, nu neapărat... Țin în general de oameni. Nu neapărat... Țin în general de oameni. Aș fi vrut să aflu, dar dacă era ceva de ținut minte. De ținut minte, nu. Ok. Nu atâta de grav cât să le țin minte. Dezamăgiri, mici dezamăgiri multe, legate în general de oameni, legate în general de colegi, poate. Cum să spun, poate ar trebui să privim și partea bună a acestor lucruri. Ele să ne ajute să progresăm și să mergem înainte și să le lăsăm undeva în spate. E vorba asta clasică românească. Fiecare șut în fund reprezintă un pas înainte. Cred că mai mult asta mi s-a întâmplat și prefer să le las acolo într-o cămăruță mică a sufletului meu. O abordare foarte corectă. Da. Cosmin, n-am închis sertarul. Am înțeles. Îți spuneam la începutul emisiunii și cred că e ultimul subiect pe care îl atingem astăzi. Îți spuneam că celebra cântăreață Cher împlinește 75 de ani astăzi și la felul cum arată, nimeni nu-i dă 75 de ani. Mai mult decât atât, am văzut o poză pe internet, Cher împreună cu mama ei, care are 97 sau 98 de ani și care este la fel de operată și cred că nu arată mai mult de 50-60 de ani. Acum te întreb din punct de vedere al medicului, este bine pentru om să facă aceste operații estetice de întinerire sau nu e bine pentru organism? Ține, nu ține? Bine, ea ajungând la 75 de ani, cred că ține cumva. Puterea exemplului e clar aici. Nu, trebuie să recunoaștem cu toții că trăim într-o lume unde aspectul contează. Evident. Nu e totul, dar contează. Trăim într-o lume unde foarte multe persoane, cum să spun, au joburi datorită, sau cum să spun, și datorită aspectului lor. Vorbim de artiști, vorbim de persoane care lucrează în media, vorbim de actori, nu mai spun. Nu am absolut nimic împotriva chirurgiei estetice, atât dacă trebuie făcută un pic cumpătat și să nu pice în extrem. Am citit undeva și mi s-a părut așa foarte frumoasă comparația că chirurgia estetică este precum zahărul în cafea. Dacă e puțin, e bun. Dacă e prea mult, strică gustul. Dacă nu-i deloc amară. Cred că cel mai greu e de realizat un echilibru. Cred că un echilibru e cel mai bun lucru. Un pic de chirurgie estetică, un pic de grijă pentru tine, un pic de grijă la cât ne odihnim, la ce mâncăm, la cât sport facem, la cât fumăm, la cât alcool consumăm. Lucrurile astea se simt și arătăm sau nu bine. Și mai ales la femei, mai puțin la bărbați. Nu știu eu ce să zic legat de chirurgia estetică la bărbați. Sunt un pic reținut, așa, poate mai de modă veche. Dar la femei, o îngrijire personală adecvată, plus la un moment dat un picuț de chirurgie estetică, eu zic că este ok, e în regulă. Prea multă chirurgie estetică nu știu dacă e bună, că la un moment dat lucrurile devin evidente. Și exagerate chiar în unele exagerate cazuri. E ca prea mult zahăr în cafea. Foarte bună comparație. Nu mai e cafea. Extraordinară de bună. Nu mai e cafea. E
e spre ceai așa și nu e ok. Da, da. Da, un pic de estetică e bună. Timpul trece incredibil de repede. Iată, am ajuns la ora 18:46. Dragii mei, vreau să-i mulțumesc lui Cosmin Ursăchescu, prietenului meu Cosmin Ursăchescu, pentru prezența în studio astăzi la Supersonic Radio. Sunt fericitul câștigător al primei tale emisiuni de radio și lucrul ăsta probabil că nu o să-l uităm niciodată, nici eu, nici tu. Îți mulțumesc foarte tare și vreau să te rog, înainte să încheiem emisiunea de astăzi, cum fac cu fiecare invitat care vine în studio la noi și la mine, mă special în emisiune, să-mi promiți că vom repeta această experiență din când în când. Când ai timp, chef, mulțumesc, și putem sta de vorbă. Mulțumesc pentru invitație, a fost o reală plăcere. Da, de ce nu? Cred că înțelept e tot precum zahărul în cafea. E excepțională comparația, am să țin minte mult timp. Că dacă vin toată ziua, sigur se satură lumea de noi. Da, dacă venim un pic mai rar, dăm puțină savoare din când în când. Și mie așa un pic de ieșire din activitatea mea de zi cu zi îmi prinde bine. Absolut. Da, e ok. Frumos aici la voi. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc. Îți mulțumesc încă o dată în numele echipei Supersonic Radio, numele tuturor colegilor mei și sper ca următoarea vizită să fie cu date concrete, cu întrebări mult mai clare din partea ascultătorilor legate de cazurile pe care le au, legate de, știu eu, sfaturi medicale pe care le pot obține de la tine. Vom fi puțin mai la obiect atunci. Astăzi mai, a fost mai sobri. Mai sobri. Astăzi mai, a fost o discuție profi, mai serioși. Astăzi a fost o discuție mai mult amicală, mai mult prietenească și am vrut să te prezentăm celor care nu te cunosc încă. Eu sper din tot sufletul ca pe un alt om, exact. Dragii mei, sper că discuția de astăzi v-a adus bucurie celor care ne-ați privit și ne-ați auzit la Supersonic Radio. Îi mulțumesc încă o dată lui Cosmin. Este ora 18:48. Încheiem transmisia live de pe Facebook acum. Continuăm pe Supersonic Radio. Vă mulțumesc tare pentru atenție. Ne reauzim mâine la ora 17 în direct cu Paul Oprea și Edi Antochi la o nouă emisiune Planeta România. Nu uitați mâine de la ora 16 la Supersonic Radio, Star Agenda, emisiunea muzicală a postului nostru, vă prezintă povestea lui George Michael, iar programele obișnuite încep la 8 dimineața cu Rise and Shine Paul Oprea până la ora 12, de la 12 la 16 miezul zilei cu Florin Dârdiac. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, ne reauzim mâine, v-am pupat, bye bye, mulțumesc Cosmin, să avem o seară frumoasă toți, seară bună tuturor!